Vadim, un gol marcat în poarta campioanei mondiale, cred că o să rămână mult amintire în memoria ta, nu? Da, cred că o să rămâne pe mult timp în memoria mea, dar eu zic că e un gol muncit de toată echipa. Am muncit, am jucat, am făcut un meci destul de bun, zic eu, împotriva campioanei mondiale. Da, teama, mi-a fost și greu, dar prin luptă și dăruire am făcut un meci destul de bun. Prin să mergem acasă și să luăm cele 3 puncte cu meci cu Islanda. Puțin a lipsit al selecționatei noastre să obțină puncte. Ce ne-a lipsit? Da, nu știu, din păcate, eu cred că nouă ne-a lipsit un pic de atenție pe final de meci. Nu tot timpul joci la așa un nivel destul de înalt și trebuie să ai și un pic de încredere până la urmă că poți scoate un rezultat bun cu așa o echipă mare. Și amintești, Stiro, cum ai marcat golul? Totuși, jucătorii moldoveni de obicei nu insistă la așa mici, dar tu ai insistat. Adică campionatul României te-a schimbat? Eu nu știu că m-a schimbat. Da, am crescut un pic, cred eu, ca nivel și forța fizică, dar cine mă cunoaște știe că eu tot timpul am fost un jucător în primul rând cu caracter. Și golul ăsta l-am marcat datorită caracterului ca meu, am plecat până la urmă și, sincer, vă zic, chiar nu țin minte cum l-am marcat, încă trebuie să-l văd la reluări. Urmează meci cu Islanda. Ai putea să faci o invitație pentru amatorii fotbalului să vină la stadionul Zimbru la acest meci? Da, eu chiar i-aș ruga foarte mult să vină să ne susțină. S-a schimbat antrenorul, s-a schimbat echipa. Astăzi am pornit de la 1-0 și sper ca suporterii să ne fie alături, să ne susțină în aceste momente, că începem un început nou, să zicem așa, și avem nevoie de susținerea lor în orice caz.